Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați, dragi radioascultători, am celebrat până acum Duminicile Postului Mare, dobândind treptat o cunoaștere din ce în ce mai profundă a persoanei și a misterului lui Iisus Hristos. Astăzi, în Duminica a cincea a Postului, acest drum de cunoaștere a lui Iisus trăiește un moment foarte intens. Iisus se revelează pe sine într-un mod solemn. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi, iar cel care trăiește și crede în mine, acela nu va muri în veci. Astăzi Iisus ne spune ceva important despre El. Toate gesturile pe care Iisus le-a făcut în timpul vieții sale, toate minunile pe care le-a săvârșit, sunt adevărate evenimente care ne vorbesc despre El. Astăzi însă este Iisus însuși Cel care dă mărturie despre Sine. Iisus ne spune nu doar că El este viața, ne spune că El este și învierea. Adică este viață și pentru acela care, din punct de vedere fizic, este mort. Nu e întâmplător că Iisus intervine cu învățătura sa, referindu-se la o temă care a frământat omul din toate timpurile, tema vieții și a morții. Ce este moartea? Ce se întâmplă după moarte? Cine are ultimul cuvânt, viața sau moartea? Unde se sfârșește universul nostru ca persoană? Câteva întrebări pe care omul de ieri și de astăzi și le-a pus și continuă să și le pună, privind la cei care l-au precedat. Dar ce înseamnă moartea? Dacă deschidem Sfânta Scriptură, observăm că moartea este zugrăvită diferit. Moartea înseamnă violență, ca în cazul lui Abel, ucis de fratele său. Moartea este asociată cu sfârșitul lumii, ceea ce se întâmplă în zilele potopului. Moartea are și o față senină, este văzută și ca o realitate pacifică. Despre Avram se spune că a murit bătrân, sătul de zile, mulțumit că a reușit să împlinească voința Domnului. Sensul dramatic al morții apare și în vestirea morții lui Iosif, fiul lui Iacob. Tatăl său, crezând că fiul său este mort, exclamă: "Nu mai are rost să trăiesc." Tot drumul poporului ales din exil până în țara promisă este descris având la bază acest binom, viață-moarte. Moise pune înaintea poporului eliberat cuvântul lui Dumnezeu pentru a alege binele sau răul, viața sau moartea. Moartea însă este privită și din altă perspectivă decât cea fizică. Și un exemplu îl avem în prima lectură de astăzi, în care profetul Ezechiel nu vorbește despre moartea fizică a persoanelor, ci de moartea poporului aflat în exil. Și pentru a descrie această stare jalnică a poporului, Ezechiel folosește două imagini sugestive: imaginea oaselor uscate și imaginea unei văi cu morminte pline. Poporul resemnat de acum în condiția sa de sclavie primește o veste bună de la Dumnezeu: voi deschide mormintele voastre, vă voi scoate din ele și veți trăi. Așadar, de la moarte la viață,
de la deznădejde la speranță, de la întuneric la lumină. Acesta este și drumul pe care îl parcurge Mântuitorul. El merge către Ierusalim, acolo unde își va trăi ceasul de lumină, ceasul său de glorie. Însă cu puțin timp înainte de a-și începe patima sa, Iisus este înștiințat că un prieten a murit. El însuși se îndreaptă spre patimă, se îndreaptă spre moarte. Și în timp ce ucenicii și rudele lui Lazar sunt întristați de moartea fizică, Iisus ne învață că există o moarte diferită de cea fizică, o moarte pe care lumea o ignoră. El o numește cu un nume ciudat, o numește viață. Și proclamă un adevăr atât de puternic încât este în stare să treacă dincolo de limitele unui mormânt rece. Cel care moare va trăi. Cel care crede chiar dacă moare va trăi. Căci eu nu sunt numai viață. Eu sunt învierea care conduce la adevărata viață. Este interesant să observăm drumul pe care îl parcurge Marta în pagina evanghelică de astăzi. Întâlnindu-se cu Iisus, ea spune la început: știu că fratele meu va învia în ziua de apoi. Dar când Iisus îi revelează misterul persoanei sale, spunându-i: eu sunt învierea și viața, Marta afirmă: eu cred că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume, mărturisind adevărul cel mai curat al credinței creștine. Prezența Fiului lui Dumnezeu în lume este cu adevărat noutate absolută, căci ea aduce cu sine adevărata viață. Nu există mântuire, nu există viață în afara persoanei lui Iisus Hristos. Credința în El, credința în Iisus, ne face să intrăm în posesia unei vieți care nu poate fi consumată, nu poate fi distrusă de moartea fizică, o viață care continuă veșnic. Chiar dacă cel care crede este privat pentru un timp de trupul său, chiar dacă acest trup este supus morții și descompunerii, el va trăi cu Hristos pentru credința pe care a avut-o în El. Iisus proclamă astăzi acest adevăr nu numai cu cuvintele, o face și printr-un fapt. Lazar, vino afară. El face să iasă viu din mormânt un cadavru care zăcea acolo de 4 zile, astfel încât învierea lui Lazar este un fapt, dar este și un semn. Este un fapt și l-am auzit relatat în Evanghelie, dar este și un semn care va deveni realitate pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi va fi chemat să iasă din mormântul propriu la cuvântul dătător de viață al Mântuitorului. Pentru mine, creștinul mileniului al treilea, există multe morminte care mă țin închis. De câteva zile, de câțiva ani, există pietre mari, bolovani care blochează calea mea către lumină, către adevărata viață. Neajunsurile vieții sunt un mormânt. Neînțelegerile de care am parte sunt un mormânt. Emigrația, exilul sunt un mormânt. Dezbinările sunt un mormânt. Însă în întunericul rece și apăsător în care mă descoper, se aude acest glas care mă interpelează: eu sunt adevărata viață. Crezi tu aceasta? O întrebare care concentrează toată reflexia noastră despre moarte, despre înviere și mai ales despre viață. Este întrebarea finală, dialogul extrem, centrul focal al oricărei trăiri creștine. Crezi tu aceasta? Dacă noi ca oameni mergem spre viitor cu resursele naturii noastre,
Să încercăm de astăzi să ne trăim viața și să ne proiectăm cu puterea divină a Duhului lui Dumnezeu. El locuiește în noi, El însuflețește, El dă speranță, El dă curaj, El dă tărie, El dă pace și liniște sufletească. Sfântul Paul, în a doua lectură de astăzi, ne invită să ne lăsăm stăpâniți de acest Duh al lui Dumnezeu, Cel care conduce la viață, Cel care locuiește deja în inimile noastre, Cel care, într-o zi, va învia și trupurile noastre muritoare.